Suntem din nou în direct, partea a doua a emisiunii Jocul Puterii din această seară. Vă mulțumim pentru faptul că ați rămas alături de noi. Domnule viceprimar, cum se face că parcul Cornișa era bun de inaugurare anul trecut, înainte de alegeri? Iar iată, la mai bine de un an și ceva, încă nu l-avem deschis. La anul trecut se anunțau, din câte mi-aduc eu aminte, inaugurări cu artiști internaționali. Trebuia să vină un DJ celebru, parcă așa mi-aduc aminte. Da, a fost o declarație a domnului primar Ovidiu Portariu care își dorea o deschidere pe măsura investiției, deschidere care de altfel nici nu a fost aprobată de către colegii de la PNL în Consiliul Local. Noi am aprobat buget pentru inaugurarea Cornișa pentru anul acesta, chiar dacă nu mai este timp de un spectacol în aer liber de anvergură care să pună în valoare acest par de agrement. Probabil vom vota și anul viitor acest buget pentru deschidere. Bun, dar zic din punctul ăsta de vedere. Pricepem în felul următor. Luăm de bun ce ne spunea fostul Da. primar, domnule Parcu, și apoi actualul primar, la fel, a dat un termen, am văzut pe material, luna iulie. Parcul era gata de inaugurare, se pregăteau petrecerile. Ce s-a întâmplat din momentul ăla? Aceste termene sunt avansate în urma discuțiilor cu constructorii care au avansat un deadline pentru finalizarea lucrărilor. Apoi au intervenit tot felul de deficiențe, cum a fost cea la care ați făcut referire în material, cu dumneavoastră ați spus în material prăbușire piscină. Nu s-a prăbușit piscina, a fost o surpare pe terenul cu instalațiile care deserveau această piscină și s-a solicitat execuția unui canivou a unui canal tehnic pentru a se putea vizita instalațiile care deservesc piscina, alimentare cu apă, energie electrică și în eventualitatea producerii unor avarii să poată fi soluționate aceste avarii prin vizitarea în acest canal tehnic care are nevoie de ventilație, Bun. energie electrică și acest lucru a survenit. Fostul primar și actualul primar au primit asigurări de la constructor. Asta pricep eu, da? Domnule, parcul e gata de inaugurat. Au ieșit public și au anunțat, domnule, vom inaugura parcul de agrement Cornișa. Doar că s-a descoperit că nu e chiar așa, da? În urma unor ploi au avut loc niște alunecări de teren Și acolo ăla a fost și singurul motiv pentru care de un an și ceva nu s-a deschis parcul de agrement? au fost deficiențele care au intervenit. Și Și același constructor care îi anunța pe primar, dar îi băga cumva într-o capcană, îi determina să anunțe public, să creeze un orizont de așteptare. Da? Același constructor vine acum și zice, bă, primăria, da, dăm niște bani pentru că mai ținu prea mult pe șantier. Ce să mai înțelegem noi din toată povestea asta? În șantier sunt trei constructori. Dumneavoastră cred că ați făcut referire și în material și acum cred că vă gândiți la unul singur. Această recepție trebuie făcută cu toți trei constructorii care să agreeze finalizarea lucrărilor. Iar vă Constructorul dau un exemplu care a la dat în judecată primăria, spuneți dumneavoastră și a terminat treaba? Electroalfa spune că și-a terminat treaba din punctul dumnealor de vedere. Dar mai avem încă două firme în șantier, iar unul dintre obiective este construit, sau două obiective, ca să fim mai exact, este construit de două firme. O firmă are partea de instalații și o firmă are partea de construcții. Cum au ajuns Au aceste două noi firme în șantierul de la Cornișa? din cauza unei proiectări defectuoase, proiectare care nu a luat în calcul, de exemplu, pentru obiectivul patinoar care a fost relocat, nu a luat în calcul vecinătatea unității militare, care a impus o serie de restricții în ceea ce privește acoperișul patinoarului și limita față de unitatea militară. Firmele astea două care încă lucrează în acest moment în șantierul de la Cornișa au fost subcontractate de firma care a câștigat licitația Nu au sau? fost subcontractate, au participat la licitații separate. Patinoarul trebuia construit de către firma Electroalfa. Au apărut lucrări suplimentare din cauza acestei relocări și modificării de soluții de la acoperiș. Practic, era un alt obiectiv construit la o distanță apreciabilă față de unitatea militară. Pentru această lucrare s-a luat decizia organizării unei licitații separate, la care înțeleg că a participat și Electroalfa, dar nu a mai câștigat.
și patinoarul pe care inițial îl câștigase, dar în poziția și în forma pe care am discutat-o. Și atunci a intervenit al doilea. Am înțeles. Al doilea constructor. Întrebarea e foarte simplă. Cum poate o firmă să câștige o licitație? O firmă care nu are obiectul ăsta de activitate, e specializată în altceva. De ce nu a câștigat licitația o firmă, cum să zic, cu experiență în construcții, cu notorietate, așa cum spunea în material domnul Tincu? Aceste condiții de eligibilitate sunt stabilite de către cei care își asumă răspunderea. Noi nu putem hotărâ. Nu, vă întreb pe dumneavoastră. S-au calificat. Au avut condițiile necesare impuse în caietul de sarcini pentru a se califica. Eu nu știu dacă această firmă a mai construit sau nu parcuri de agrement, piscine, patinoare. Dar, prin condițiile impuse... N-ar trebui să vină cu un istoric, cu... Cu siguranță l-a avut. Cu siguranță l-a avut. Colegii care se ocupă de acest departament sensibil al achizițiilor publice și-au asumat întreaga răspundere pentru desemnarea câștigătorului. Dar, dumneavoastră, a fost... mai știți vreo construcție realizată de firma aceasta care a câștigat construcția la Cornișa? Nu cunosc portofoliul de activități al acestei firme, dar putem să-i întrebăm, sunt convins că... Știți cumva dacă au lucrat la Cornișa subcontractorii care au fost prinși în proiectul de licitație? Pentru că o parte din lucrările, când a fost licitația, firma care a câștigat lucrările a venit cu niște subcontractori. Din câte știu, acești subcontractori pot fi schimbați cu acceptul beneficiarului, dacă acest lucru s-a întâmplat sau nu. Nu am cunoștință pentru că nu am semnat documente de această natură cu schimbarea subcontractorului. Dar vă poate răspunde managerul de proiect pentru întrebări strict tehnice și aplicate. Ce bine ar fi dacă ar și răspunde. Ați văzut chiar în materialul cererea pe care am făcut-o în baza legii, accesul la informații publice, către primăria municipiului Botoșani. O să mă interesez de această cerere, știu că sunt sancțiuni pentru... N-am mers mai departe cu demersul ăsta, se poate ajunge chiar și la pușcărie. O să verific acest lucru și voi solicita colegilor să vă răspundă în temeiul legii. E în regulă. S-au perindat foarte multe firme pe șantierul de la Cornișa care nu aveau profilul lucrărilor de acolo. Dumneavoastră, vi se pare normal acest lucru? Dumneavoastră, plecați de la o premisă și faceți o afirmație pe care eu nu pot să o verific, că aceste firme nu aveau nicio calitate, nu aveau experiență. Eu vă pot spune că licitația a fost organizată în modul cel mai transparent posibil, prin publicarea PSAP, cu posibilitatea contestării acestei licitații. Apropo de asta, iar, dacă vreți să discutăm și de licitații, mi-aduc aminte că au fost ceva discuții și la momentul respectiv cu licitația. Din câte țin eu minte, s-a contestat la vremea respectivă și s-a pus la îndoială faptul că firma care a făcut documentația tehnică sau firma care a studiat ofertele avusese relații contractuale cu una dintre firmele care a participat la licitație. Sincer, nu știu. Nu cunosc aceste aspecte. Văd că aveți o documentare foarte bună. Mulțumesc. Dacă sunt semne de întrebare, atât dumneavoastră cât și cei care au aceste semne de întrebare sau suspicionează că ar fi nereguli, pot sesiza organele de anchetă, dar părerea mea este că nu putem vorbi aici, în această licitație, a fost verificată și rezverificată. Ideea e foarte, foarte, foarte simplă. Și știți că ne-am mai întâlnit chiar aici și am mai discutat despre lucrul ăsta. Pur și simplu încercăm să aflăm niște lucruri și tot ne lovim de niște bariere. Ca și cu, dar eu încerc să vă răspund atât cât știu. Cu trimiterea primăriei în judecată. S-a dus reporterul nostru să ceară informații. Totul e top secret. Nimeni nu spune nimic. Adică ce așa un mare secret? Da, domnule, am dat primăria în judecată pentru asta. Doar se judecă pe probe în instanță, nu? Sigur. De ce așa un mare secret? Sigur că da, nu este niciun secret. Eu sunt pregătit cu cifrele pe acest proces care a fost intentat. Trebuie să plecăm de la ipoteza că sumele s-au decontat corect și judecătorul sau instanța va stabili cine are dreptate pe această solicitare. Până la urmă, este o solicitare, nu este
o decizie finală prin care primăria trebuie să plătească atât cât a cerut societatea. Da, noi nu contestăm demersul în sine. Doar că ideea, logica care este, pricepem că firma care a câștigat licitația și trebuia să facă parcul nu și-a făcut treaba cum trebuie și tot firma respectivă este nemulțumită că primăria o ține în șantier. Și atunci te întrebi, e normal să te întrebi lucrul ăsta, domnule, cum se poate... E așa ciudat, ca să nu zic că să nu folosesc alt cuvânt. Asta era, de fapt, discuția. Și atunci am încercat să aflăm detalii. Dom'le, de ce? De partea cui se află adevărul? Că știți foarte bine, am discutat și cu dumneavoastră, am discutat și cu domnul Țurcanu pe subiectul ăsta, căpătăm doar frânturi de informații, niciodată puzzle-ul complet. Dar cred că ar trebui să aveți invitații aici pentru a obține absolut toate informațiile pe managerul de proiect de la Cornișa și pe domnul primar în funcție, Cătălin Flutur, care vă pot lămuri asupra acestor aspecte. Dar, repet, ipoteza de la care plecați, că această firmă despre care am discutat nu și-a făcut treaba cum trebuie, cred că este greșită. Păi se văd rezultatele. Din punctul meu de vedere, când trebuia să finaliza proiectul? Proiectul a fost prelungit din 2015 până în, la sfârșitul acestui an. Vom vedea dacă vor mai fi prelungiri sau nu pe partea de finanțare. Dar lucrările de acolo au garanție 10 ani. Lucrează 3 firme, dumneavoastră discutați doar de una. Aceste firme execută în baza unui proiect. Celelalte două au intrat în șantier anul acesta? Nu. Au intrat în urmă cu ceva timp pentru patinoar și cred că ultima a intrat anul acesta. Garanția pentru lucrări este de 10 ani. S-a reținut la fiecare plată o garanție de bună execuție, tocmai pentru a respecta aceste termene. Deci, constructorii, toți trei, își asumă calitatea lucrărilor. Va fi o recepție efectuată cu specialiști care vor certifica acest lucru. Această garanție acoperă banii pe care primăria ar trebui să-i returneze Uniunii Europene în caz că lucrurile nu stau... Nu, lucrurile nu stau așa. Garanția este stabilită prin contract, poate fi până la 10%. Nu trebuie să acopere partea de cofinanțare, care în acest caz este de 50% din valoarea proiectului, valoarea inițială de 52 de milioane de lei. Considerați că managerul de proiect este unul cu experiență? Vă întreb asta pentru că domnul Tincu pe material ați văzut, a zis, domnule, trebuia un manager de proiect pe șantier, nu știu pe experiență. Dacă am fi găsit un alt manager de proiect în Botoșani cu astfel de experiență pentru a gestiona un proiect de asemenea natură, care nu s-a mai făcut în Moldova, iată, sau de asemenea învergură de aproximativ 80 de milioane de lei. Nu știu nici eu dacă am fi găsit, dar poate nu eram nevoie să fim limitați doar la Botoșani. Pentru manager de proiect puteam avea o discuție cu un coleg din primărie, dar aici avem sprijinul dirigenților de șantier care s-au contractat prin externalizare. Răspund pentru ceea ce au semnat, pentru toate decontările făcute. Doar vă întreb. Dacă și-au făcut treaba, din punctul meu de vedere, problemele pleacă de la proiectanți. Am spus-o și în celelalte emisiuni în care am fost, o spun și acum. Spuneți că singurul lucru care nu a funcționat cum trebuie și am ajuns în situația aceasta cu parcul de agrement Cornișa este proiectul care a fost făcut greșit? Este o vină împărțită, cea mai mare pondere, cred că, au proiectanții, care au întârziat planșele. Acest lucru îl spune și compania care ne-a acționat în instanță, firma care ne-a acționat în instanță. Întârzierile s-au produs din cauza modificărilor de soluții, care nu sunt neapărat imputabile municipalității sau constructorului, nu mai zic. Dar constructorul ăsta care a câștigat licitația se ocupă, s-a ocupat de ceva în șantier? Că pricep că sunt aceste două firme noi care fac treabă bună și mai multă. Lucrări de anvergură mai firmele mare. Firmele noi, Real Design, s-au ocupat de patinoar și înțeleg că mai este o firmă care se ocupă de o lucrare nesemnificativă de branșament, fără branșamentul la canalizare. Și mai avem amenajarea peisagistică, care cred că este subcontractată, tot în sarcina Electroalfa. Și firma în sine, în afară de acest subcontractor, a făcut ceva? Din câte știu eu, da. A făcut mare parte din lucrare. În regulă. Nu au făcut drumuri, că nu avea specific de drumuri, cum nu ar fi avut nici ceilalți participanți la licitație dacă ar fi câștigat licitația, dar de aceea s-a dat posibilitatea subcontractării pentru a primi
societăți de profil pentru partea de drumuri, parte carosabilă, trotuare și ce mai este acolo pentru acces. Pentru celelalte s-a lucrat și cu subcontractori, așa cum a permis contractul, și în regie proprie. Dumneavoastră personal... Dar, repet, nu vreau să fiu nici avocatul acestei firme, încerc doar să fac atât cât pot, fără să încalc legea, să-mi depășesc atribuțiile pentru a face acest proiect funcțional, astfel încât botoșenii să se poată bucura de el. Vă este frică să semnați recepția? Nu mi-este frică să semnez recepția. Discutam de poliții politici, cred că eu am fost numit în această recepție în calitate de președinte tocmai pentru a se plăti o poliță politică. Care ar fi acea poliță? Vă întreb asta dacă vă este frică să semnați recepția, pentru că am văzut în material, domnul Tinclu declara că s-au folosit materiale proaste, nu de bună calitate. A verificat cineva calitatea materialelor folosite, că veni vorba de asta? Cu siguranță s-au verificat, le vom verifica și la recepție, avem certificate de conformitate. Pentru betoane sunt agrementele care se eliberează. Repet, avem colegi specialiști de la Inspectoratul de Stat în Construcții. Cred că am fost numit în această comisie pentru a se găsi un vinovat de serviciu dacă lucrurile sunt îngreunate și s-a încercat acest lucru, au fost făcute afirmații că încercăm să amânăm deschiderea acestui proiect pentru că nu s-a făcut recepția, lucru care este total fals. Noi nu am făcut recepția pentru că lucrările nu sunt gata la cornișa. Nu că nu am fi vrut să facem această recepție. Dacă lucrurile sunt gata mâine, păi începem recepția. Nu putem face într-o singură zi, dar o începem. Și am fost numit în această calitate. Ca lucrările să fie aceasta gata mâine e mai complicat. Nu există canalizare deocamdată, ceea ce mi se pare... Da, există canalizare, nu există un branșament la această canalizare, dar... N-ar fi fost o temă cu care să se înceapă un aquapark? Ar fi fost. Apa și canalizarea? Cu siguranță. În condițiile în care știm deja că s-au schimbat mai multe soluții tehnice, e de... Cu siguranță, din păcate, nu pot decât să trag un semnal de alarmă, să atenționez colegii asupra acestor aspecte, pentru că nici nu am primit, nici nu primesc în continuare atribuții pe partea de investiții. Și nu aș vrea să încalc legea. Nu știu dacă mi-aș fi dorit neapărat, dar aș fi făcut lucrurile în altă manieră, cu mai mult profesionalism și mai multă aplecare. Puteți detalia ce ați făcut diferit? Că e important. Aș fi început o lucrare cum începe un om gospodar. Întâi cu discutarea și proiectarea branșamentelor, apoi cu construcția propriu-zisă. Lucru care, iată că se greșește și la... blocurile de pe șosea Oiașului, locuință pentru tineri, unde chiar dacă începem astăzi branșamentele, cu siguranță nu vor fi gata, cu un comitent cu finalizarea lucrărilor la acele blocuri. Dar, repet, este o viziune de management în care nu a fost implicat, trebuie să țineți cont de poziția pe care o am de viceprimar cu atribuții delegate din partea primarului pe domeniile pe care le consideră dumnealui. Până asta, de anul trecut până acum, dar în mandatul domnului Portariuc? Nu am avut nici în mandatul domnului Portariuc atribuții. Zic, dar nu ați aceste... discutat cu el? Dumneavoastră... Am discutat, dar nu am avut putere de decizie pentru a schimba manager de proiect sau... diferit și atunci să-i spuneți, domnule, eu cred că nu e bine cum... Eu aș face așa lucrurile, în sensul ăsta. Mi-am făcut datoria și am dat sfaturi, dar poate au considerat factorii decidenți că nu sunt bune sfaturile mele sau că nu au fost demne de luat în seamă. Eu am atras atenția și în Consiliul Local și cu fiecare prilej pe care l-am avut. Ați avut la momentul faptul că nu s-au luat toți banii europeni cât se puteau lua, s-au luat mai puțin cu 3 milioane de euro. A fost o decizie politică a domnului Portariuc, dacă mi-aduc eu bine aminte, motivat de faptul că și cota de finanțare ar fi trebuit să fie pe măsură, că... Nu este adevărat. Nu. Este greșit ceea ce afirmați. Această sumă a scăzut în urma organizării licitației care nu desemnează politic un câștigător. Repet, s-au făcut pe criterii, probabil aici a fost prețul cel mai scăzut sau pondere majoră a prețului celui mai scăzut în atribuirea câștigătorului. Și primarul semnează
documentele finale prin care se publică câștigătorul. Întreaga răspundere este a departamentului de achiziții. Afirmația a apărut, nu o făcusem eu, i-a aparținut doamnei Lupașcu, v-ați văzut în material. Este greșită. Ideea era alta, ce vreau eu de fapt să vă întreb. Am renunțat la 3 milioane bani europeni, da? S-a luat această decizie de a micșora... Haideți să explicăm celor care privesc această emisiune. Acest proiect are o cofinanțare de 50%. Așa este. Valoarea de 52 de milioane de lei care a fost atribuită în urma semnării contractului, este suma obținută în urma unei licitații. Dacă licitația se adjudeca cu jumătate din această sumă, municipalitatea trebuia să contribuie cu jumătate din sumă și banii europeni erau cealaltă jumătate din sumă. Dacă ne-am fi dorit ca prețul să fie mai mare, și noi, ca municipalitate, puneam mai mulți bani decontam și mai mulți bani de la Uniunea Europeană. Păi asta era ideea. Dar procentul rămâne la fel, 50-50. Asta. Aveți o logică în ceea ce spuneți. Problema este în felul următor, că eu așa am priceput eu, că nu am luat 3 milioane de euro de la UE, noi ar fi trebuit să mai venim cu 3 milioane de euro. Ar fi trebuit să mai venim. Da. Așa, paradoxul este altul, că după aia am făcut un împrumut și am împrumutat 12 milioane de lei, pentru că care înseamnă aproape 3 milioane de euro. Da, dar au fost lucrări neeligibile și aceste lucrări au apărut în urma unor elemente neprevăzute. Nu știam de la început că va trebui să mutăm patinoarul, că va trebui să schimbăm soluțiile tehnice de la patinoar. Am plecat de la premisa că acel proiect se va implementa și realiza cu valoarea declarată inițial. De altfel, multe lucrări au avut costuri suplimentare în urma modificărilor de soluții, cum este și cazul Teatrului Mihai Eminescu, unde Comisia Europeană, prin organismele pe care le pune la dispoziție pentru decontarea acestor sume, nu decontează cheltuielile neprevăzute și neeligibile prinse în proiectul inițial. Și atunci, pentru a finaliza întreg proiectul, pentru a nu plăti înapoi sumele decontate, decidentul, beneficiarul, vine cu soluția suplimentării acestor sume, lucru care s-a făcut și cu siguranță se va mai face. Despre ce poliție politice vorbea domnul Tincu? Au fost trei persoane în material care au adus această probabil temă în discuție. Au dorit domnul Tincu, doamna Lupașcu a zis de ruletă politică. Am văzut și o Botoșeneancă care așa explica faptul că s-a ajuns atât de târziu, s-a întârziat această lucrare din cauze politice, din motive politice. Care da. Explicați? Ce credeți? Nu știu la ce s-a gândit cei trei când au afirmat acest lucru. Putem intui că ar fi vorba despre o răzbunare politică. Cine pe cine să se răzbune și cum? Putem analiza dacă actualul primar are un interes în amânarea deschiderea acestui obiectiv pentru o asumare mai somptoasă, pentru a acuza... Până actualul primar, nu că iau apărarea, e de un an pe mandat. Domnul Portoriu a prins mai mulți ani cu proiectul ăsta în brațe. Iar pe asta e părerea mea, că la acest lucru s-au referit cei care păi au discutat subiectul. Domnul Tincu, care e de la PSD, adică dintr-o tabără, doamna Lupașcu, care e de la PNL, din altă tabără, și un cetățean de pe stradă care nu știm ce orientare politică are. Da, atunci trebuie să-i întrebați pe dumnealor cu subiect eram și predicat. Eram sigur că asta e răspunsul. Eu v-am spus pe care punctul meu de vedere, la întrebarea asta. Dacă nu vă place răspunsul meu, trebuie să întrebați pe dumnealor. Acum vă închipuiți că este foarte dificil să spun eu la ce se gândeau cei trei. Dar eu cred că se refereau la o amânare și la faptul că a fost sabotat Ovidiu Portariuc să nu deschidă proiectul. Cine l-a sabotat? Toți cei care au fost implicați în finalizarea lui. Puteau fi implicați. Nu vreau să acuz pe nimeni, dar nu discutăm. De la manager, noi nu facem acuzații. De la manager discutăm, de proiect până răspunsul. La constructor. Inclusiv constructorul a vrut să-l saboteze pe domnul Ovidiu Portariuc? Nu a vrut. Aceștia ar fi putut să-l saboteze. Saboteze. Repet, nu vreau să fac acuzații că l-au sabotat, dar de la implementarea unui proiect avem proiectanți, dirigenți de șantier, constructori cu tot ceea ce înseamnă angajați, care pot întârzi acest proiect. Și s-a schimbat roata din 2016? L-au întârziat atât de tare că nu mai poate fi terminat. Mai are nevoie de timp. Asta e ideea, într-adevăr. E doar o supoziție. Acum lucrurile trebuie corectate și... S-a schimbat foaia când s-a schimbat și culoarea politică a primarului în 2016? Este sabotat și actualul primar? Nu cred că este sabotat în acest moment. Cred că lucrurile încearcă să fie rezolvate.
Doar că sunt niște chestiuni de durată. Ați reușit să aflați motivul concret pentru care primăria a fost dată în judecată de către constructor? S-a solicitat o sumă de bani reprezentând cheltuieli suplimentare directe și indirecte pe care o firmă le are în șantier cu paza, plata utilităților și a salariilor datorită prelungirilor succesive care au survenit în implementarea proiectului. E logic să ceară acest lucru? Dumnealor consideră că nu sunt cauze imputabile și acesta este motivul. Dar e vina primăriei? Asta încerc să pricep. Nu este vina primăriei. Și atunci cum să ceară bani astăzi? Pentru că pot. Este dreptul dumnealor să acționeze în instanță, să facă această solicitare de sume. Nu înseamnă că vor avea câștig de cauză neapărat. O instanță, un judecător va decide în funcție de argumentele care vor fi aduse, probe, înscrisuri și așa mai departe. Până nu avem o decizie definitivă pe acest subiect, putem doar să discutăm că s-a solicitat. Da, înseamnă că trebuie să plătim. Teoretic, dacă ar avea câștig de cauză, înseamnă asta? Că fiecare poate da primăria în judecată să câștige niște bani? Dacă sunt motive întemeiate, da, se poate da în judecată. Dar în această situație, din punctul meu de vedere, nu cred că sunt motive întemeiate, pentru că aceste amânări s-au făcut și din cauze foarte obiective, cum ar fi adresele Ministerului Apărării Naționale, care de altfel între timp a renunțat la terenul, la terenul care a pus o serie de restricții asupra construcțiilor. Ar fi fost foarte bine că acest teren să ne fie predat acum câțiva ani, să nu mai reamplasăm toate obiectivele, să nu mai... Câte obiective au fost reamplasate? Cred că au fost translate 2-3 obiective, începând cu patinoarul, amfiteatru, repoziționate din cauza acestei unități militare, că pentru a nu intra în detalii, pe care, de altfel, înțeleg că o dezafectează. Suprafața e destul de mare, 50 de hectare. Cum sau, ca idee, întreb, s-a întâmplat ca toate aceste obiective să nu fie lângă terenul armatei? Din erori de proiectare. Cât din suprafața parcului nu este ocupată? Nu am cifra exactă, dar avem spații verzi, cred că peste 70% din suprafață. Doar că amplasarea acestor obiective prea aproape de vecinul nostru, unitatea militară, a determinat modificarea proiectului. Și în această seară, de 3 ori, și în întâlnirile pe care le-am mai avut și am mai discutat despre Cornișa, ați tot adus în discuție firma de proiectare, care nu și-ar fi făcut. Din punctul ăsta de vedere, este principalul vinovat, poate și singurul. Cine a angajat această firmă de proiectare? Sau cum s-a ajuns la acea firmă să facă proiectarea? S-a făcut o licitație și a participat la licitație, desemnat câștigătorul în urma aplicării punctajelor din caietul de sarcini. Cunoașteți firma? Știți dacă mai au experiență? Nu cunosc detalii. Un decident politic, fie că discutăm despre primar sau un locuitorul acestuia, nu poate înlătura un câștigător de la licitație. Dacă este desemnat câștigătorul, acesta este câștigătorul, nu poate interveni în procesul de selecție. Bun, dar teoretic poate răspunde acea firmă? Cu siguranță că poate răspunde. Ar putea și ar trebui ca primăria să se îndrepte împotriva? Dacă dovedește acest lucru că această firmă a greșit, trebuie să plătească și se poate îndrepta împotriva acestei firme. Păi nu, de asta zic. Dumneavoastră, din punctul ăsta de vedere, spuneți, domnule, proiectantul nu și-a făcut bine treaba. Au fost erori. Este părerea mea, nu sunt argumente pentru asta. A deschide o acțiune în instanță, că nu am toate... Pe baza părerii dumneavoastră, dar discutam ipotetic. Ar trebui să existe o preocupare în cadrul primăriei, domnule, uite... Da, cu siguranță am tras foarte multe ponoase din cauza unui proiect care n-a fost executat cum trebuie și atunci... Cu siguranță trebuie identificat, măcar dacă nu pentru a recupera un eventual prejudiciu în acest proiect. Din păcate am ajuns la aceeași concluzie la care am ajuns și până acum când ne întâlneam și discuteam despre Cornișa, ori cu dumneavoastră, ori cu alți invitați. Nu răspunde nimeni. Vina nu prea aparține nimănui, de răspuns nu răspunde nimeni. Primăria bagă foarte mulți bani, a pierdut bani europeni, da, pe care nu i-a atras, dar bagă în continuare foarte mulți bani, banii luați pe împrumuturi și nu cu dobânzi foarte, foarte mici. Și deocamdată, în acest moment, încă nu avem un termen
exact de finalizarea acestui parc de agrement. Un lucru care ar fi trebuit să ne relaxeze, se pare că ne face mai stresați, ne creează mai mulți nervi și mai multe bătaie de cap. Domnule viceprimar, vă mulțumesc mult pentru faptul că ați acceptat invitația noastră, ați venit și ne-ați oferit răspunsuri în măsura în care ați dorit și dumneavoastră să faceți acest lucru. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru faptul că ne-ați urmărit. Ne revedem cu drag și mâine seară de la 18:30. Să aveți o seară liniștită. La revedere!